Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de azi o să-mi petrec ziua cu o mamă demon și cu o mamă înger. După ziua aceasta va trebui să decid cu care mamă vreau să fiu. Care mamă să mă adopte? Mama înger sau mama demon? Dacă vă place ideea și mă susțineți, nu uitați să dați un mare like pentru mine, subscribe, clopoțel și să înceapă distracția! Vă prezint mama demon. În regulă, Foxy, tu chiar îți dorești o nouă mamă, nu? Da, este visul meu să fiu adoptată. Ei bine, înainte să te adopt eu, trebuie să treci niște teste, să văd dacă meriți să fii micuțul meu diavol copil, ok? Da, sigur, eu sunt bună la teste, trec orice teste. Aha, no bun, hai după mine. Vin! Amăgă, nu vine să cred, m-ai adus la locul de joacă. Dar de unde știai că-mi place la locul de joacă? Ador să vin aici, îmi place foarte, foarte mult. Deja încep să te iubesc, ești atât de tare, nu vine să cred. Vorbește mai încet. Ok, scuze. Noi avem aici o treabă de făcut și trebuie să ne ocupăm de ea. Treabă? La locul de joacă? Ce treabă avem? Nu te-am adus aici ca să te joci. Dar ce? Ce putem face la locul de joacă? Ai zis că vrei distracție, nu? Da, îmi place distracția, ador distracția. Ei bine, sus este o petrecere de copii. Distractiv. De ziua de naștere a unui copil. Și mai tare, ador zilele de naștere. Lasă-mă să termin. Ok, scuze. Și suntem invitate la ziua de naștere sau? Am zis să mă las să termin. Ok, scuze din nou. Vreau să te duci sus. Da. Și să distrugi totul. Cum adică să distrug totul? Dacă mă duc sus și distrug totul, adică nu o să fie triști? Asta e ideea. Serios? Asta trebuie să fac? Vrei să te adopt sau nu? Ok, da, vreau să mă adopt. Acum du-te sus acolo chiar acum. Trebuie să treci testul dacă vrei să fii micuțul meu diavol. Ok, bine, domnișoara, doamna diavolul, o să fac cum ziceți, că vreau să fiu adoptată. Hai, du-te sus. Bine, mă duc acum. Hei, e ziua mea, vrei și tu o bucată de tort? Nu vreau niciun tort! Am venit să distrug tortul! Nu ne distruge tortul! Ba da, îl distrug! Nu mai distruge tortul, e ziua mea! Îl distrug! E ziua mea, dă-te jos de pe tort! Hei, cadoul ăsta este pentru mine, dă-mi-l mie! Lasă-mi pace pe fata cu cadou! Dă-mi-l mie! Pentru ziua mea. Hei, tu, balonul ăla, dă-mi-l mie! Nu-ți dau niciun balon, pleacă de aici că-mi strici petrecerea! Dă-mi-l mie! Nu pot să cred, mi-ai strigat petrecerea, o să-mi chem părinții! O să-ți iau cadoul! Gata, v-am furat toate cadourile! Mami, demon o să fie atât de mândră de mine! Wow, felicitări, Foxy, felicitări! Nu știam că poți să fii atât de rea, felicitări! Ei bine, mulțumesc, doamna demon, dar nu m-am simțit așa bine. Făcând asta, simt că ar trebui să mă duc înapoi și să-mi cer scuze. Nu! E foarte bine ceea ce ai făcut. Nu e nevoie să faci asta. Stai fără griji. O să te învăț, o să fii rea natural și o să te obișnuiești cu asta. Ok, dacă zici tu, doamna demon.
Hai să mergem să faci următoarea probă. Bine! Bun, următoarea probă. Foxy, vezi casa aceasta? Da, o văd. No, fii atentă ce trebuie să faci. Trebuie să-i dai foc. Ce? Să-i... Nu pot să fac asta. E ilegal. Cum adică să dau foc unei case? Hei, vrei să te adopt sau? Bine, mă duc să-i dau foc casei. Dacă nu faci asta, nu o să te adopt. Ok, bine, totul sau nimic. Ok, am aprins focul și casa o să bubuie cât de curând. O să ardă în flăcări. Gata! I-am dat foc! Am făcut cum a spus dumneavoastră, doamna domnișoară diavol demon. Oh, felicitări! Foarte bine! Te-ai descurcat! Excelent! Împărțind negativitate în jur, este un test trecut. Dacă spuneți dumneavoastră, deci să fac rău înseamnă că e un test pe care l-am trecut? Da, și te descurci? Excelent! Ajutor, sunt în casa, arde! Arde, sunt în casa, a luat foc casa! Oh, nu! Doamna demon, arde! Nu știam că o să fie cineva în casă! Cineva să mă ajute, ajutor! Mă duc să-i salvez! Nu ai voie să faci asta! Cu atât mai bine, e perfect! Cu încă o persoană bună care o să moară, pe pământ o să fie totul mult mai rău în lume. Cum adică? Despre ce vorbiți? O să moară doamna demon! Ajutor, mă duc să-l salvez! Nu o să faci asta, dacă o să faci asta o să regreți, nu o să te adopt. Nu-mi pasă, mă duc să-l salvez! Domnule, îmi pare rău! Domnule, veniți! Domnule, veniți, vă rog, afară, îmi pare rău! Haideți! Ajută-mă! Te rog, vină repede! Mulțumesc! Îmi pare rău, n-am știut că sunteți acasă, doamna demon, m-a pus să var casa ca să mă adopte. Haideți repede afară, vă rog eu frumos! Oh, mulțumesc că m-a salvat! Nu, Foxy, ce ai făcut? Nu o să te adopt niciodată, nu te potrivești, nu poți să fii micuțul meu, demon. Da, și oricum nu vroiam să fii mama mea, pentru că ești rea. Vă prezint mama înger. Wow, ce este acest loc minunat! Așa arată raiul, e atât de frumos și de colorat. Și am primit aceste aripi superbe și am primit și coroniță și fustiță. Am plăcut aici, dacă aici e raiul. Nu e raiul, Foxy. Aici este o biserică. O biserică? Dar ce facem aici? Aici este un loc în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru zi. Suntem recunoscători pentru viața noastră. Recunoscători? Da. Uite, încep eu ca să-ți dau exemplu și apoi o să faci și tu după mine. Bine, Foxy? Bine, doamna înger, sunteți așa de frumoase și îmi plac aceste haine și îmi plac aripile, îmi place coronița, îmi place aura, e atât de frumos aici, chiar dacă nu e raiul. Da, haide, mă duc acolo și după aceea o să-mi urmez exemplu. Bine, super tare! Gata, Foxy! Încep eu, deci fii atentă, așa să faci și tu. Sunt recunoscătoare, doamne, pentru viața pe care o trăiesc și cât pot să-mi petrec ziua cu noua mea fiică și sper să fiu o mamă pe măsura viitoarei mele fiice, Foxy. Wow! Asta a fost atât de drăguț, mi-a plăcut super mult cum te-ai rugat. Acum e rândul tău, Foxy. E rândul meu? Ok, stai să văd ce să zic. Doamne,
sunt recunoscătoare pentru că am scăpat de mama aia demon diabolică. Foxy? Da. Doamne, îmi cer scuze pentru cuvintele lui Foxy. Ce cuvinte, diavol? Nu, nu avem voie să pronunțăm acest cuvânt în biserică. Ok, îmi pare rău, nu am știut. Acum ce facem mai departe? Acum o să facem fapte bune. Fapte bune? Super! Hai să vedem care este fapta bună. Trebuie să mergem undeva sau? Da, trebuie să mergem la calculatorul îngerilor. Ce? Îngerii au calculator? Da, bineînțeles, Foxy. Distractiv. Deci cum găsim pe acest calculator al îngerilor? Pe cine să ajutăm? Ce fapte bune să facem? Mă bucur că ai întrebat, Foxy, chiar mă bucur. Uite, pe acest monitor al îngerilor se află Alexandra. Alexandra, ce nume frumos! Da, dar ea este o mamă singură și i s-a stricat mașina. Dar este o mamă, cum să zic eu, exemplu, cum se cade, își iubește fiica, o adoră și fiica ei o adoră pe Alexandra. Wow, sună ca și cum e o mamă pe cinste, mi-aș dori și eu o mamă așa. Exact, Foxy, tocmai de asta trebuie să o ajutăm. Nu are bani să-și repare mașina și noi o să mergem să-i dăruim o mașină nouă. Wow, super tare! Îmi place să fiu înger. Bun, aici stă Alexandra. Wow, ce casă frumoasă are Alexandra, păcat că i s-a stricat mașina. Da, Foxy, dar asta este sarcina noastră, să o ajutăm pe Alexandra și o să-i dăruim mașina. Tu va trebui să te duci să suni la ușă și să vii înapoi. Wow, este ca v-ați ascunselea sau atunci când te duci și suni la ușile oamenilor și fugi. Da, să zicem ceva de genul. Wow, distractiv, mă duc să sun la ușă. Ah, stai că trebuie să-i las un bilet. Bine, doamna mama înger, mă duc să sun la ușă. Ding dong, ia să fug, să fug, să nu mă prinde mama. Gata, mă ascund? Da, nu, oricum nu ne vede. Ah, nu ne văd? Nu. Wow, oare ce este cu mașina aceasta? O fi mașina vecinilor? Ce caută parcată în fața casei mele? Iată, este un bilet. Dragă Alexandra, am văzut că ai nevoie de o mașină nouă. Știm că ți s-a stricat mașina și consideră mașina asta o donație care să te ajute pe tine și pe drăgălașa ta fiică. Oh, nu cred, am primit o mașină! Asta trebuie să fie un miracol! Nu vine să cred că cineva s-a gândit să mă ajute și pe mine! Wow, doamna! Mamă înger, Alexandra chiar se bucură super mult și mă simt extraordinar că am făcut fapte bune. Deci, Foxy, vrei să te adoptăm în familia noastră de îngeri? Da, cu siguranță! Ar fi cea mai tare familie! Mulțumesc că vrei să mă adopți! Chiar vreau să fii mama mea și să fii înger. Și e atât de mișto să fii înger. Îmi place foarte, foarte mult. Mă simt super bine să fac fapte bune. Nu ca mama demon care mă învăța să fac numărele. Foxy, ce ți-am zis? Nu pronunțam cuvântul ăla. Îmi cer scuze, doamne. Sunt recunoscătoare pentru mama înger pe care am primit-o. Acum ține minte, Foxy. Poți să cumperi doar un lucru până mergem acasă. Doar unul? Da, doar unul. Ok, să văd ce vreau. Doritos? Nu. Ciocolată? Nu. Draga mea, au un de arahide dacă vrei. Poți să-ți iei untul de arahide. Wow! Ador pâinea cu unt de arahide și cu ciocolată. E o nebunie!
Ce faci aici? Faci reclamă? Zici că faci reclamă! Nu! Atunci ia-ți untul de arahide și... Haide, haide, că n-am timp, trebuie să plecăm, hai să mergem la casă! Bine, mami! Huliganii ăștia! Dă-te, bă, din coșul meu! Bă, ce nesimțiți! Foarte nesimțiți! Bun, haide, Foxy, să mergem, că ne grăbim! Poftiți aici, doamna casieră! Foxy, dă-te din coș, că ne grăbim aici! O, să vedem! Aveți un măr? Da, un măr! O, apoi aveți... Stai să vedem ce mai aveți acolo! Cum ziceam, aveți un măr, banane, lapte, iubesc laptele, mai ales cu cereale dimineața! Vă rog, grăbiți-vă că ne grăbim! Ok, și untul de arahide! Totalul dumneavoastră este de 100 de lei! Ce? 100 de lei? Dați-mi bonus să văd, nu se poate așa ceva! Cum să fie 100 de lei? Ia să vedem noi, 100 de lei! Ta-na-na-na-na-na-na! Ha! Știam eu! Ceva nu e bine! Untul de arahide de pe bon este 9 lei! Eu pe raft l-am văzut cu 7 lei! Oh, mă scuzați, doamna! Este cu 2 lei mai mult astăzi! Reducerea promoției la untul de arahide a ținut până ieri! Astăzi este 9 lei! Ce? Nu se poate așa ceva! Vă rog să chemați managerul, nu este posibil așa ceva. Eu îl vreau cu 7 lei. L-am văzut cu 7 lei, deci cu 7 lei să mi-l dați, nu cu 9 lei, ca așa vă vine. Vă rog să chemați managerul, că sunteți incompetentă, ați înțeles? Incompetentă, chemați managerul. Imediat, doamnă, mă scuzați, mă duc acum să-l chem. Doamnă, vă rog să vă explic până vine managerul. M-am uitat acum în stoc și am văzut că până ieri a fost 7 lei. A fost stocul de ieri. Dar astăzi, pentru că s-a schimbat stocul, untul de arahide este 9 lei, adică fără reducere. Dar dăm prețul de ieri! Nu pot să vă dau prețul de ieri. Chemați odată managerul! Doamnă, eu vreau prețul de ieri! Nu pot să vă dau prețul de ieri! De ieri îl vreau! Să vină managerul! Mami, te rog, oprește-te! Sunt doar 2 lei, mami! Lasă așa! Nu, draga mea! Așa ceva nu se poate întâmpla! Vreau să vorbesc cu managerul! Să vină managerul, am zis! Nu se poate întâmpla așa ceva! Sunt aici, doamnă! Care este problema? Stai puțin! Domnule, nu am primit discount pentru untul de arahide! Doamna asta incompetentă, Ștefi, mă pune să-l plătesc la prețul de 9 lei! Dar eu de pe raft l-am găsit cu 7 lei! Deci vă rog frumos să mi-l dați la 7 lei! Doamnă, promoția a fost până ieri. Nu putem să vă aplicăm promoția și astăzi. S-a terminat promoția. Ce? Așa ceva nu este acceptabil. Asta e ridicol. Crezi că te crezi puternic? Cu mustața ta ridicolă, cu cravata ta mică, te crezi puternic și mă poți insulta? Eu vreau prețul de ieri. Eu muncesc pentru fiecare leuț. 2 lei la mine contează. Eu de 2 lei îmi mai iau o pâine. Mami, te rog, oprește-te, că nu e așa tragedie 2 lei. Te rog, mami. Doamne, te rog, potolește-te, să nu cumva să faci o scenă aici care nu și are sensul pe bun acum. Scenă? Îți arăt eu scenă ție. Notoroule care ești tu, cu magazinul vostru de 2 lei, o să mă duc la magazinul din colț, care are prețuri mai bune, nu mai cumpăr nimic de aici și e și mai ieftin. Hai să mergem! Oh, ce magazin! Vai de capul! Hai să mergem la magazinul din colț, că-s produse mai bune acolo și mai ieftine!
Oh, îmi pare rău, doamna casieră, domnul manager, îmi pare super rău pentru mama mea. N-a vrut să fie atât de rea, îmi pare sincer rău pentru situație. Stai liniștită, copilă, în fiecare zi se întâmplă lucruri din astea. Să ai o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc. Acum o să vedeți mama cool. Mami, hai te rog să mergem la cumpărături, să-ți cumpărăm niște haine mai faine, că, mami, sincer, te îmbraci așa de demodat. Ok, draga mea, dacă zici tu, hai că merge. Și o să-ți aleg eu ție ținutele. O să vezi, mami, o să arăți mult mai bine, crede-mă. Bine, draga mea, mă las pe mâna ta. Să știi că mă simt cu 20 de ani mai tânără, mulțumesc! Chiar mă simt bine așa îmbrăcată. Da, normal, mami, ți-am ales cele mai faine haine. Acum e timpul să mergem la tuns. La tuns? De ce, draga mea? Mami, scuze-mă că zic, dar ai capul ca un castron! Nu ești deloc la modă! Ok... Bine, poate dacă-mi tunde puțin din vârfuri. Bine, mami, hai să mergem să-ți facem o schimbare totală. Bună ziua! Aș dori o programare pentru mami. Aveți liber? Da, vreau doar să mă schimb puțin la freză, să-mi tăiați vârfurile pe aici pe acolo. Doamne, oprește-te! Doamne, ce păr ai! Nu trebuie să-ți facem o schimbare! Nu se poate așa! Pune-te aici jos și lasă-l pe Luis Maurizio să-ți facă o freză, ca lumea zici că te vrei să te angajezi de Black Friday la securitate sau ceva de genul ăsta. Doamne! O, doamne! Nu credeam că am freza atât de urâtă! Gata, altceva acum! Wow, mami, ce incredibil arăți! Ia să te văd și la față! Wow, dragă! Wow, ce bine arăt! Ați avut dreptate! Chiar aveam o freză oribilă! Poftim! Vă mulțumim foarte mult, draga mea! Ai avut atâta dreptate! Da, mami, normal, eu știu ce e mai bine pentru mămica mea. Uite ce mămică frumoasă am acum. Vă prezint mama youtuberiță. Mama care postează pe YouTube. Ce video să postez astăzi, impresarule? Ia zi, ce video? Mă uit aici pe YouTube, pe Roblox, pe așa și habar nu am ce să mai postez astăzi, că nu mai fac vizionări pe YouTube. Ia zi, ai vreo sugestie? Ei bine, PewDiePie a filmat ceva. Ce e neregulă cu picioarele mele, așa se numește. Poți să filmezi și tu. Ce e neregulă cu picioarele tale? Nu ale mele, așa se numește videoul și poți să filmezi și tu. Am înțeles, dar știi, Dani, cât efort presupune asta, eu și efortul, nu ne împăcăm. Trebuia să știi treaba asta până acum. Cam ai dreptate tu. Zim, ce le place oamenilor zilele acestea să vadă pe YouTube? Păi, oamenilor le plac pisicile. Pisicile? Nu-mi vine să cred. Dani, imbecilule! Dar știi că sunt alergică la pisici? Alte idee n-ai? Ai dreptate. Păi, oamenilor le place și înghețata. N-o scot la capăt cu tine, nu-mi vine să cred. Știi că am de asta, cum se zice, doamne, că nici nu mai știu că m-am bâlbâit când te-am auzit.
Am intoleranță la lactoză. Nu pot să mănânc înghețată. Adică vrei să mă beșesc? Știi că eu de la înghețată mă beșesc. Cam intoleranță la lactoză. Într-adevăr, ale tale miros urât. Bine, dă-mi altă idee. Gândește-te, Dani. Ce le place oamenilor să vadă pe YouTube? La ce se uită lumea? Pe ce dă click? Păi, stai așa să mă gândesc. Oamenilor le plac copiii. Dani, urăsc copiii. Dar știi, Mr. Beast a postat un videoclip în care a adoptat mai mulți copii și a făcut 100 de milioane de vizuri. Dani, ce parte din nu-mi plac copiii nu înțelegi? Ce? Cât ai zis? 100 de milioane! 100 de milioane de vizuri? Vorbesc serios? Da! Așa mult? Da! Bine, am plecat! Unde te duci? Păi să adopt un copil, să fac vizuri pe YouTube. Vă prezint mama care stă pe TikTok. Specială pentru că avem breaking news astăzi, avem știri senzaționale aici cu reporterița noastră șefă și cu cea mai faimoasă persoană de pe TikTok. Bine v-am găsit, nu schimbați canalele pentru că o să aflați o știre senzațională astăzi la emisiunea noastră, o zi cu o vedetă. Deci o tiktokăriță faimoasă, numai ce a anunțat că este gravidă. Deci ce te-a făcut, Nicolă, să faci un copil la vârsta asta așa fragedă? Ei bine, mă bucur că m-ai întrebat. M-am gândit așa. Știi, eu obișnuiam să fiu regina TikTok-ului. Eram cea mai virală și cea mai tare pe TikTok. Până într-o zi, când o stupidă fată cu părul negru m-a detronat cu alii Renegade, Renegade, Renegade și a trebuit să fac ceva ca să fiu din nou în trend, că nu mai făceam așa multe vizuri pe TikTok. Și am văzut că la oameni le plac copiii și atunci m-am gândit, am realizat. Ei bine, sunt aici să-mi iau revanșa. Odată ce se va naște fetița mea, o să fiu din nou cea mai populară de pe TikTok. Prințesa mea o să fie cea mai virală fetiță de pe TikTok. Nimeni nu va mai reuși să mă detroneze. Așa că atenție mare, o să revin pe TikTok și o să fiu mai puternică ca niciodată. Interesant. Într-adevăr, oamenii iubesc copiii. Da, și o să am un copil și sigur o să fiu tot timpul doar pe For You, pe TikTok, și TikTok-urile mele o să fie la un nivel înalt. Nimeni nu o să mă depășească. Adică cine nu iubește un content mamă fică? Adică uite-te la mulți vloggeri, mulți tiktokeri, mulți youtuberi care postează împreună cu copiii, o duc grozav și fac foarte multe vizuri.
Mulțumesc că ai venit astăzi la emisiunea noastră. Cam aceasta a fost o zi din viața unei vedete pe TikTok. Pa, pa! Interesantă știre, adică știrea asta cu TikTok, cu fata aia care era foarte, foarte faimoasă pe TikTok și în ultima vreme nu a mai fost atât de faimoasă, așa că s-a hotărât să facă un copil ca să fie din nou cea mai populară pe TikTok. Știu ce am de făcut! O să mă duc și eu să adopt un copil și așa o să fiu și eu tot timpul pe For You, pe TikTok. Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Probabil vă întrebați ce e cu fetița de lângă mine! Ei bine, în episodul de azi o să vă prezint noua mea fetiță. Sunt chiar acum la centru de adopție. Dacă doriți să o adopt, dați acolo un like pentru mine, un subscribe, toate cele, ca să facem multe vizuri, adică să adoptăm fetița. Zile lumii care mă urmăresc, draga mea, cum te cheamă? Da, mă numesc Foxy, sunt încântată, oh my god, te știu de pe YouTube, sunt cea mai mare fană a ta, nu vine să cred că vrei să mă adopți! Da, ați auzit, dragi abonați, astăzi vreau să o adopt pe fetița asta, pe nume Foxy. Ea o să fie fiica mea. Dați acolo un like, un share și un subscribe. Renegade. Oh my god, oh my god. Te cunoaște pe TikTok. Oh my god, nu vine să cred. Ești de pe TikTok? Ești Katie de pe TikTok? Oh my god, nu vine să cred. Tu ești de pe TikTok. Te iubesc, te iubesc. Toate postările de pe TikTok. Te ador, nu vine să cred. Oh, dar e așa drăguț, nu vine să cred că mă cunoști. Chiar sunt aici să adopt un copil. Ți-ar plăcea să vii acasă cu mine? Oh my god, sunt absolut încântată. Da, vreau să vin acasă cu tine, normal, logic. Hei tu, fata de pe TikTok, stai o secundă, dispari, cum adică e să o iei tu acasă? E fata mea, e fata mea de vizuri, ce vorbești aici? Auzi tu pe tine, eu pe tine te cunosc, tu ești aia cringe de pe YouTube care postează clipuri cringe? Ha, 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 tu ești tipa aia care postează tot timpul renegade, de s-au săturat toți urmăritorii de tine. Nu, așa-i? Da, tu eu însă. Și ce vrei să o adopți pe fetița asta mică, Foxy, pentru vizuri? De parcă tu nu adopți tău pentru vizuri. Foxy, se pare că două mame vor să te adopte. E decizia ta cu care mama pleci acasă. Vrei să pleci acasă cu mama care face YouTube sau cu mama care postează pe TikTok? Ei bine, nu știu. Eu vă cunosc pe amândouă. Îmi place de amândouă. Vă urmăresc. O urmăresc și pe ea pe YouTube. O urmăresc și pe ea pe TikTok. Habar nu am. Ajutați-vă. Ajutați-mă, vă rog. Nu știu cu ce mamă să plec acasă. Vouă care mamă v-ar plăcea mai mult? Mama care face TikTok sau mama care face YouTube? Vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat. Nu uitați să vă abonați, să dați un mare like, un subscribe, clopoțel. Toate cele bune, vă pup și abia aștept să ne vedem la un nou episod super fain. Pa! Pa, pa!